Bă, am și eu nevoie de 500 de euro, dacă poți să-mi dai, nu știu. De 500 de euro? Salut, prieteni! Așa cum am promis în vlogul de astăzi, o să fie ceva mai special. Am hotărât să-mi sun toți prietenii, câțiva prieteni din ei, să-i sun să le cer bani. Acum hai să vedem câți prieteni îmi oferă mie bani la o problemă, la o nevoie. Și să încep cu prima persoană. Acum să dacă ne răspunde. Am să-l sun pe primul, pe Florinel Manolachi. Ia să ne răspunde. Așa, stați așa. Florinel. Și sună. Haideți să vedem. Ne răspunde? Așa dacă se aude. Da, bossule. Oh, ce faci, boss? Ce vrei să fac, bun, stau în pat. Tu? Gata munca? Uite. Pe azi? Am terminat. Mă, stăteam, mă uitam așa cu Facebook ăsta. Și de la cum e de aici. Da, scuze. Da. Da, 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 mai petrec cu șase seara. Sâmbătă după sâmbătă. Sâmbătă care vine partea 3 sau? Băi, nu știu. Depinde, dacă vine și voi, eu vă aștept. Și... Dar Ionuț e pe acolo cu tine? Da, este el pe aici. Și de ce te-am sunat? Aș avea și o nevoie de ceva. Ia. Dacă poți să-mi dai și mie niște bani împrumut. Îți dau unul. Cât ai nevoie? Băi... E ceva, eu sunt mai mare așa. Știi că vreau să-mi iau mașină. Și... Da, nu știu că mi-ai... Am găsit o mașină, băi, țip, adică îmi place la nebunie. Și știi că mai întrebi niște bani. Și eu aștept să ia salariu și astea. Și nu mi-a băgat salariul și... Na. 1500, ai să-mi dai? Da, da, cum să nu dau. Îți dau un problem. Nu ți-i dau acum recent. Ți dau un ceva timp, că pluma care vine, cam așa. Nu știu când pleci tu, nu știu când pleci tu în țară acum, nu știu. Mai stai sau? Nu contează, ce nu poți să-mi trimiți în țară sau care vreau. Se poate trimite și România, se poate. Băi, dacă fac vreo șmecherii și nu mai primești, nu ți-e frică? Aia, adică acum ai văzut unde stau, adică mă găsești ușor. Da, găsești. Da. Da, păi atunci ne auzim mai târziu și să-mi dai numărul de cont, să-ți trimit. Băi, dacă poți să-mi trimiți, să-mi bagi în cont, îți dau contul. Poți să faci la online banking. Da, păi îmi trimiți tu. Păi bine, atunci. Păi rămâne așa, adică îți dau contul și... Dar da, poți. Ori acum, ori mâine, că eu vreau să mă duc mâine după mașină. Păi mâine, cred că mâine dimineața se mai sigur acum. Da, da, da. Păi bine, mersi, boss, atunci. Bine, da. Poșa, ne auzi, mă trezi. Bine, hai, salut, mai bine. Ceau. Prima persoană... M-am bazat pe ea. Înseamnă că am prieteni de valoare. Hai să vedem acum puțin să sunăm a doua persoană. Cred că strâng ceva bani azi. Hai să vedem. Să-l sun pe Finu, Cristi Apostol. E Finul meu, mai nou. Să vedem ce zice. Ne ajută sau nu ne ajută? De așa să-l sun pe WhatsApp. Așa... Unde ești, Finule? Finu. Nu răspunde. Știe că îi cer bani. Hai de boss, răspunde. Când aș o problemă, o nevoie, mă răspunde. Finule, hai, Finule. Salvează-mă de la problemă.
mai încerc o dată, dacă nu trecem la următoarea persoană. Ultima încercare, Afinu. Salvează-mă, Finule, că e jale. Am nevoie de bani. Mulți bani. Mergem mai departe. Să vedem. Cum să-l sunăm pe... Ce să-l sunăm? Să-l sun pe Lucian. Ia să vedem Lucian. Îl sun pe WhatsApp. Da, nu știu pe WhatsApp. Ia să-l sun pe Messenger. Și dacă mă răspunde pe Messenger, îl sun pe număr. Ia să vedem. Nu știu cât de tare se aude, dar sper să se audă bine. Hai, frate, nici nu răspunzi. Când n-am nevoie de voi, nu răspundeți. Deci mi-a dat ocupat. Lasă că mai ies. Mă căutați de mine. Bulangiilor. Hai, Luci, că răspunde. Cam o problemă. Of. Greu, băi, Lucian, greu mai răspund, băiat. Băi, nu-i semnalul fain, ai ce-am spus. A, nu mai semnal? Mamă, dar ce greșelie ăla, să afară. A, dar ești la muncă, unde? Ești la muncă? Ei, ciuciu, sunt grădin, ai ce-am frumos să-ți ia. A, ia uite, drag, nu răspunzi. Te sun de două ori. Te sun cu o problemă. La probleme nu răspunzi. Ce-ai făcut? A, o mică problemă, da. Poți să mă ajuți ceva? Dacă... Ce? Dacă țineți de mine, înseamnă să-ți poți, te ajut, de ce nu? Păi, na, de tine ține și nevoie pentru mine, cum ar veni. Păi da, mă, nevoie, dacă... Da, ia zice. Băi, am și eu nevoie de 500 de euro, dacă poți să-mi dai, nu știu. De 500 de euro? Da, da, da. Păi îți trimi nevoile, dar... Nu-i dracu, să-i trimi, să-i rămâne, cum? Băi, nu știu, cum poți, să-i rămâne, sau... Poți, ai cont bancar, poți să-mi faci online banking, da? Eu am, dar tu nu ai? Am și eu, da. Și... Păi dai treaba tu până în luni acum, că n-am aplicații, sau dă-mi trebuie. Băi, mie mi-ar trebui, băi, mâine mi-ar trebui, dar și luni e bine, adică nu, nu e, știi? Nu, știi care-i treaba? Da. Să zic, poți să-ți cer, că mâine ar găsit la Western Union, dar tu stai să dau la 500 euro, trebuie să dai în jur de... Da, 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 e mult. Da. Păi lasă, lăsăm pe luni, Lucian. Dacă zici că... Dacă zici că poți să-mi trimiți luni? Băi, nu le-ți trimiți singur, dar cum știai? Mersi, băi, Lucian, atunci, ce să zic? Știam că poți să mă bate scrie. Păi că am curat apă, dacă n-aveam, nu se curca. Băi, bineînțeles, fiecare, știi, dacă ai, ai, dacă nu ai, nu ai, îți dai seama, că, na, eu, ce să zic? Eu am apelit și eu la prieteni care știu că ne-a. Care știu că m-ar ajuta. Nu e problemă, dar mă, asta e treaba. Eu trimis și mâine, dar ne ajung și cam mult în gura mâine. Acum, dar nu trebuie neapărat mâine? Nu, nu, e bine și luni. Mi-e trebuia mâine, dar e bine și luni. Asta e bine luni. Păi e bine voi luci atunci. Să-ți trimit contul ăla. Îmi trimis contul pe ăsta. Așa. Bine, Lucian, atunci. Bine, mersi mult atunci. Dacă îți trimit contul și ne auzim, da? Te sun. Da, da, da. Bine. Mersi mult, Lucian. Hai, bine, lasă, mai bine. Păi, cum fac eu banii, frate? Te uite ce prieteni am. Nici nu mă aștepta. Acum am cine să mai sunt. Înseamnă că eu acum am o sumă foarte mare. Câte ani cerul ăsta? 2000, nu? 2000 și plus 500, 2500. E bine, ia să vedem cât mai sunt.
Sau 1500, 1000 am cerut, da. 1500 de euro. 1500 i-a cerut. Florinel, 1500. Au. 1500 i-a cerut, da? Da. Asta e... Așa, ia să vedem cine sună la doua persoană. Asta e că m-a sunat Cristi. M-a sunat filmul. Ia să-l vedem. Stai așa că m-a sunat filmul. Să-l sunăm înapoi. Să vedem ce spune. Hai să vedem. Mă sună înapoi și când o sună, nu răspunde. Asta e care a răspuns. A, n-a răspuns. Hai, finule. O, oh, salut! Salut, finule! Să trăiesc, nafule! Ce faci? Era la aici, mă. Era la încărcat, aia telefonul în cap, nu? Și avem cartea murit și nu pot să răspund dacă nu. Păi mă gândeam eu acum, nu știam, băi, ce are mânaș, finul ăsta că nu răspunde. Asta că am eu. Că n-am nevoie de el, nu răspunde. Ce? Asta? Vezi că nu prea te aud bine. Mă aud acum? Da, da, da. Acum te aud bine. Da, nu, s-a conectat la mașina acum. Pa, să te... Și am o problemă, ce vreau să zic. Te-am sunat cu o problemă acum. Mă auzi? Da, mă, se conectează, se deconectează. Nu știu dracu are asta, mă. Dă-i foc, aruncă. Ce problemă ai? Băi, te-am sunat cu o problemă acum, de data asta. Ia zis, fratele meu, ce problemă are băiatul? Stai bine cu bani așa, în perioada asta? Băi, nu prea la sărbători, mă. Prea la sărbătorile e cam greu, bă. Da, bă. Dar ce problemă ai? Ce-ai pățit? Băi, mi-a trebuit și mie 1000 de euro. Am găsit o mașină. Și, bă, o mașină, știi că vreau să-mi cumpăr mașină, ți-am zis, v-am mai spus. Că noi vorbim zilnic, vorbim zilnic pe ăsta și ți-am zis că vreau să... Da, și am nevoie de 1000 de euro, că am găsit-o, bă, și îmi place tare, la nebunie, dai că știi? Și până iau salariu mai durează. Dar ce mașină e? Seria 3, mai nou, modelul mai nou, știi cum am avut eu. 2012, bă, am găsit-o la un preț bun. Și mai trebuie 1000 de euro, de asta zic. Înțelegi? Băi, ce zic, na, nu știu, nu prea stau așa bine cu bani acum, că, na, mi-am cumpărat. Te-am sunat că, na, știu că tu, na, tu lucrezi, na, să nu crezi pe asta, pe tir, pe una alta și, na, stai mai bine cu bani așa în România, zic. Mă gândesc eu, mă gândesc eu că stai mai bine cu bani, dar zic că așa. Și ce am zis, băi? Și am zis că, na... Ce ai făcut? Ia uite. Și el o văd la un pistol din perie, dar e la difier. Da, da, da. O, face asta și pe... Tu mafiot, o, tu mafiot, o, face. Zic, da, 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 zic, la viitor. Zic că nu, mafiotul bun, nu, ma, nu mafiot rău. Nu e rău. Da. Păi da, de asta și zic că... Te-am sunat că, na, mă gândesc, băi, finul meu, un altă trebuie să mă ajute, că, na, la cine s-ar pereși. Fină, meu, la asta. La vine și la greu? La vine și la greu, dar așa am zis, băi, zi să-l sun. Am văzut când, am văzut când nu mi-ai răspuns, am zis, băi, mamă, n-am. Da, ce zic, nu. Să mă răspund. Da, da, n-are rost, mă, mai, să fie, că de-a mea, că ea... Da. Ce spun eu, înțeles? Îți dai seama. Băi, n-are cum să nu se ajute nașul. N-are cum să nu se ajute nașul, îți dai seama. Nașul, păi da, cum să-l lași, că nașul. Păi da. Are și nașul dat o problemă, nașul. Da, am înțeles, știu că și, na, m-ai povestit de pământul ăla. Păi, cam așa, cam într-o lună jumate, așa, cam într-o lună jumate poți să-ți dau înapoi. Asigur, o lună jumate maxim. Păi, în două luni, da, până la urmă vorbesc cu proprietarul, îi dau o parte din bani și după aia să păi, și cum mai, cum poți să-mi trimiți? Poți să-mi trimiți mâine? Dar duminica nu cred că poți să-mi trimiți, nu? Când dai contul și te bag în fond.
A, îmi bagi în cont, da. A, bun că poți face așa, da. Că așa ți-a mai puțin, așa să-i trimiți prin Easter Union, ți-a comision mult. Da. Da, da, da. Bă, mersi mă, băie, și noroc atunci. Rămân, da, tot, adică știam că mă bagi prin. Ha. Ce-a aduc, aduc cea mai scumpă tărie pentru fină să fie. Știam că mă bazez, oricum. Da, 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 știam că mă bazez pe tine, că n-am. Dai seama că... Am văzut când ai răspuns prima oară, mă gândeam, am zis, băi, nu răspunde fină, ce-am zis, bă, ce-i fac? La cine s-a perez, da. Bine. Bun, atunci se gândea așa. Mersi mult și îți trimit contul și... Da? Și te sună după. Păi eu oricum, am crescut împreună. Eu, tu, Florinia, n-am fost... Da, bine, hai, ne auzim atunci. Bine, hai, mersi atunci. Hai, ne auzim. Mai mersi, pa, hai, baftă. Băi, înseamnă când... Băi, știi să mai zic fraților? Spuneți voi acum. Dacă eu fac banii ăștia, de ce mai muncesc? Împrumut toți banii și fug într-o țară străină, îmi iau o vacanță și rămân acolo. Hai să obțin mai sunt ca să adun mai mulți bani. Așa, am sunat pe asta, ia să vedem. Pe cine s-a sunat acum? Băi, l-a sunat pe țigan. Ia să văd ce face țiganul meu. Răspunde? Nu cred că răspunde. Vă știți pe țiganul. Olteanu, Ionuț. Ia să vedem. Asta e Panaram, dacă... Ia să vedem. Sună. Perfect. Oh, țigane, ce faci, băiatule? Oh, mă, e în italiană. Stai ușor. Ce dracu să zic? Dă-te și undeva la dos ca să fii semnal, că vreau să vorbesc cu tine. Am și o problemă, o rugăminte, o, cum să zic. Dacă poți să mă ajuți cu ceva. Zic. Cum stai cu banii așa? Băi, trebuie să-i pună pe 15, nu am nimic. Acum, miercuri acum, săptămâna asta eu. Miercuri acum? Da, da. Aș avea și eu nevoie de 200 de euro dacă... Poți să mă ajuți cu 200 de euro. Băi, te ajut dacă vrei. Dar până pe 15 nu am nimic, după 15, 16 acolo, că până când mi-e întrebat. Bă, da, mi-e trebuie săptămâna care vine. Acum trebuie, am nevoie urgent, că na, am o problemă mai gravă așa și trebuie neapărat. Ce-i părțat? Ei, mi-a băgat ăștia bani la muncă, trebuie să plătesc chiria, trebuie să mai cer la cineva și na. Să strâng acolo să nu mai... Da. Problema mai gravă. Bă, mersi mult, nu mă gândeam că n-ai că poți, că știu că și tu, n-ai, ai și tu problemele tale. Da, nu cum ești, stai în mestit. Te ajut cu asta, nu? Bă, mersi mult atunci, ce să zic. N-ai pentru ce mă crezi acum, dar stai undeva 16-17 acolo poți să-ți trimiști, știi că eu am carte de asta prepagată și nu vă mintre doar după 24 de ore sau 48 de ore. A, da? Da. Da, nu e grav. Dacă zici că poți miercuri, e bine atunci. Unii, la poștă doar să merge cu, nu? Păi cum crezi tu? Cum crezi că poți să-i pui? Adică nu știu, cum crezi tu de... Easter Union sau nu știu? Easter Union, da, trebuie să-i trezi metrul nevoia și n-ai văzut. Prin poștă. Dacă tu poți să-i pui prin poștă, nu-i problemă. Cum poți să-i pui tu? Păi oricum. Acolo, ori dacă ai poștă, ori MoneyGram, dacă găsești acolo. Da. La poștă, la MoneyGram. Păi... bun țigan, așa. Mersi mult atunci. Da, pentru tine. Păi hai că vorbesc și te sun eu cu asta când... Știi? Da, să văd prin ce poți să-i... Da. Bine, mersi mult și hai, ne auzim. Baftă. Bine, salut. Bă, dar ce-a făcut frate? Tatăl mi-am dat bani? Nu mă așteptam, serios. Da. Rămân uimit. Cine să mai sunt? Dacă toată lumea din lista pe care am scris-o eu aici îmi dă mie bani azi, înseamnă că... Să sunt, băi, chiar așa. Să sunt pe nașa, frate. Dacă îmi dă și nașa bani, dar lui eu cer, nu știu cât să-l cer. Îl cer, băi, că...
2000 de euro, cer. Să văd dacă îmi dă mie nașul meu acum, dar au nevoie, 2000 de euro. Da, dar spune că e pe drum și nu. Oricum, el acum a plecat în concediu și e cam așa. Îți dai seama că le trebuie și lor bani pe drum, pe una alta, în concediu, acolo. E cam așa, nu știu dacă mă ajută, dar știu că m-ar ajuta, oricum. Mă bazez pe nașul, dar acum nu știu, că-s plecat în concediu, acum a plecat pe drum, nici n-a ajuns acasă în România. Dar hai să-l sun totuși, să vedem ce zici. Naș. Cristi Burilă, cum știți voi. Să vedem. Hai, nașule, dacă îmi dai și tu 2000 de euro, mă îmbogățesc, frate. Pe contul de... Să-l sun pe număr, nu? Hai, naște, dăm bani, că am nevoie, doamne. Fără stai că e în România. Ce nu mă duc? Bă, pe ce să sun? Pe Messenger. Să sun pe naș. Pe naș ai spun, băi, dat pe intercom, fără să vă. Ia să vedem. E cam așa să cer bani acum, că eu trebuie să mă plec în concediu, dar trebuie să fac și casă. Nu-mi răspunde. Nu-mi răspunde. Hai. Nașule, am nevoie de tine, nașule. Îmi scrie, nu știu de ce. Îmi scrie acum, nu știu de ce. Vorbim mai târziu. Acum am nevoie, de ce mai târziu? Of, zic că am o problemă, stai așa, stai, scriu că am o problemă. Și s-a ales la cameră. Am o problemă. Stai așa. Am... Mi-a scris aici, vorbim mai târziu, zic că am o problemă, trebuie acum, acum îmi trebuie bani. Am știut să... 2000 prea mult. 1000 de euro. Ce că... Păi... Să... Vreau să vorbesc cu voi. Nu știu acum să gândesc. Ce problema are asta, frate, acum? Îți dai seama că ești pe drum acum? Prima oară când pleacă în țară, s-o obosiți, nu mai e de bani acum, nu e. Stai că mă sună. Ha? Alo? Nașa, ce faci, Nașa? Mă auziți? Alo? Alo, mă auziți? Nașule, mă auzi? Ce faceți, mă? Eu te aproape de Brașov, dar... Bă, ai băgat bine, e datare, ea? Eu am mers, frate, pe ăștia postul 70 și el, dar să-mi bat picioră. E liberă, n-ai treabă. Stau ceva, n-ai prins nimic, după aglomerație, ea? Bă, n-am dormit din locul. Crede-mă că n-am dormit, să-ți mai rog de când am plecat, frate. Bă, lasă, e bine, dar vezi, dacă ești obosit, pune și-o și te oprește. Și vreo 5 cafele. A, las că e bine atunci, dacă nu ești obosit. Da, iau, mergi ușor, așa și na, ca să ajungi acasă cu bine. Bă, am o problemă, bă. Da, nu știu. Am nevoie de niște bani. Ce
Pă, 1000 de euro. Pe când îți trebuie? Îți trebuie acum? Bă, săptămâna asta îmi trebuie, care vine acum. Online sau nu știu cum putez, nu știu dacă putez, dacă putez, nu-i... Lasă, lasă că dacă nu putem, dacă ești asta, poate ți-o îți trimitem o video, o vedem cum facem. Săptămâna viitoare. Bă, mulțumim, mulțumesc mult, dar... Să știu că e greu acum și pentru voi, că mergeți în concediu acum și aveți... Nu, stai liniștit, Doamne, stai liniștit. E o problemă, nu mi-a băgat ăștia banii la servici, dar vorbim, vă povestesc eu mai multe. Da, e cu o problemă mai gravă, cu corona, cu ăștia, s-ar putea să rămân fără loc de muncă, e grav. Bă, e bun. Da, 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 și îți dai seama, trebuie să plătesc chirie, să plătesc mâncare. Dar mai știe, te-o mă dă mâine la bancă, că nu pot să scot firma acum eu. Cred, da, da, nu-i problemă, când puteți. Da, da, da. Bine, naș, atunci hai că trebuie să sun mai sunt cu cineva acum și vedeți când puteți, îmi trimiteți să vă zic, dar vă sun eu pe voi, vă sun când asta, vă sun și vorbim, acum trebuie să mai sun pe cineva. Băi, mulțumesc mult, adică, na, știu că sunteți în concediu și, na, v-am deranjat cu problema mea, dar... Mulțumesc mult. E și aveți prin casă, e bine, dar e la baie, s-a dus până la baie. Dar păi... bine că sunteți bine, mă gândeam că sunt întâmplat, nu știu ce, ați prostit, nu, mă gândeam toate. Că sunt întâmplat, nu știu, chiar mă gândeam, poate nu mai pot să le mai simt, n-am Doamne, ferește cum, nu nicio problemă. Doamne, ferește ce ai, nu. Doamne, ferește. Cum să nu, cu cea mai mare plăcere, da? Mulțumesc, că vă sun eu atunci, că mă sună cineva acum și... Trebuie să răspund. Mulțumesc mult și vă dau eu, vă sun eu apoi. Bine, mulțumesc, hai. Bine. Drum bun, hai. Da. Drum bun atunci, aveți grijă. Ha. Pa. Băi, ce să mai zic, frate, ce să mai zic. M-a ajutat și nașii. M-am strâns o sumă frumoșică. Pe cine să mai sun? Așa. Să sun pe... Stai așa, îl sun pe cine? Pe Vasile, frate, care face și el acolo vloguri. Dar la strâns, cred că are și el niște bani acolo strânși cu ce filmează el acolo, motosate, coase, ce filmează el acolo. Hai să vină, cum ajută. Face de el, să face vloguri degeaba? Sigur are bani. Ia să vedem, Vasile, Pavel, e și online. Ia să vedem. S-ar putea să prindă. Vasile, ce faci? Poți să vorbești? Da, cum să nu. Ești la muncă, nu? Nu. Sâmbătă. Viață, mă, Vasile, tu ești inginer acolo. Ești maker. Ce faci? Am și eu o problemă, te-am sunat cu o problemă. Ce problemă? Acum nu e problemă cu vlogul, e problemă cu... de-a mea. Că eu te mai am. Băi, ce vreau să zic? Dacă poți să mă ajungi cu 100 de euro? Că la cine să-ți ieri? Am cerut la ăștia, dar n-am niciunii. Băi, dar poți să te ajut, dar
15-16. Mă, păi, mi-e tot așa, îmi trebuie săptămâna asta acum care vine, îmi trebuie neapărat 100 de euro, dacă poți să, să mă ajut. Dar lei, nu știu cum să-ți dau eu. Păi nu știu cum, dacă îi trimiți lei, cum, poți să-mi trimiți lei și o să-i scot euro, dar cum adică? Da, e primit așa, că eu cred că îi scot în euro, adică nu știu, dacă îi trimiți lei, cred că pot, nu știu, nu am idei. Nu știu. A, zici că poți să mă ajut cu 100 de euro? Da, nu o să ajut. A, băi, îmi vrea să-i... Mersi mult, Vasile. Nu mă așteptam, adică da, am zis, băi, da, să-l sun tot, să încerc, da. Suntem de acolo, suntem, ne cunoaștem, prieteni, da. Și am zis să încerc, să te sun. Că da. Că na, eu am o problemă acum, știi, și am mai sunat și Florinian, îmi dă și ăla niște bani, îmi dă și ăstea și na. Și băi, am făcut un accident cu mașina și fata că n-aveam asigurare și acum trebuie să-i plătesc la bani cash. Și încă trebuie să-i dai? Bă, trebuie să-i dau vreo 2000 de euro. Vai, mă. Da, mă, n-aveam asigurare, îmi expirați asigurarea. Și am vrea, știi că eu am polul ăla, tiga aia de polo. Și am zis, băi, ce, dacă eu ce cu ea pe aici, prin Germania, de aici până acolo, știi, 2 km, ce am zis, mai fac asigurarea la tiga aia asta, știi? Și am zis să merg așa cu ea. Dar vezi, când nu te aștepți, se întâmplă. Da, uite. Și acum trebuie să dau la vreo 2000 de euro și, da, strâng și niște bani ca să poți să-i plătesc. Că e grav, dacă e să nu plătești aici în Germania, e nașpa, dacă nu plătești la mână. Că să mergi fără asigurare și chestii de astea, e periculos. Da, da. Trebuie să plătești banii ăștia, știi, ca să n-ai probleme. Bine, Vasile, mersi, mă, păi, da. Nu știu cum, îți trimit eu, te sun, că n-asta cum, zici că săptămâna care vine? Da, e cam pe miercuri, așa, miercuri. La bani. Bine, Vasile, mersi mult atunci. Da, mă, ne-auzim. Mulțumesc mult, hai, ne auzim, te sun eu și ne auzim. Da, mă, da. Bine, mersi, salut, salut, mai bine. Bă, ce s-a întâmplat, frate, toată lumea undeva? Așa. Băi, ce prieteni am? Spuneți voi, dacă n-am prieteni de valoare. Băi, să mai suntem o persoană. Știu cine sunt? Eu sunt pe Maimuță. Toată ziua mă sună și vorbesc, tot mă sună, mă caută. Băi, dacă tot așa ești, ia să văd. M-a ajuns și cu bani? Maimuță. Uite, nu? Așa că răspunde. Ia să vedem. Dacă mă ajută și ăsta, treaba bună. Pot să strâng bani de casă de acum. Oh. Salut, Cristinel, ce faci? Bună seara, YouTube-ule! Wow, uite corona pe dreapta. Ce corona? Corona, uite, ce pus. E pus de are. Dai comentii full pizza. Cine e, mă, ce? Ce s-a pus, băi? Ce dracu faci, mă, panorama? Vrei cameră? Aaa, te plimb. Și mai vă plimb. Ca să te teasă, băi, să fie de bine. Mulțumesc, mulțumesc. Ai de bol, băi, băi. Ia, băi, poți, ai făcut numai tu. Da. Nu ne-ai chemat. Bă, cum nu v-am chemat? I-am spus Cristinel, i-am dat comentariu. Hai venit și voi? Bă, panorame, ia uite-te pe internet, uite-te la comentariu. Ți-am spus, hai venit și ai zis că lucrează Sofica. Ai spus că lucrează Sofica. Da. Păi era surpriză, era surpriză, nu nebună. Știi? Dar eu ți-am zis să vii. Să veniți, adică. Băi, uite cu ce problemă. V-am sunat, adică vorbesc în amândoi, da? Am o problemă. Mai așa, mă. Ai corona, că eu am un chelă pix. Nu am corona, dar e mai grav. Adică? Am nevoie de... Nu, eu nu pochez din boală meu, pochez din peri. Ai corona multe? Nu, eu am pix. Ai pix. Dacă aveai corona, poate veneam pe la tine, așa, mă. Era 33 și dat dintr-un cât de-a dată pisicat. Băi, ce vreau să zic? Am și eu nevoie de...
de 200 de euro. Puteți să mă ajutați? Am nevoie de 200 de euro. 200 de euro? De euro, da. Nu, 200 de euro. Am o problemă și am nevoie de 200 de euro. Dacă aveți, dacă puteți să-mi dați, nu-i problemă. Nici o problemă dacă nu. Păi, dacă avea cu ce să vin, că am un polo. Merge. Nu știu. Da. Am cont de Germania, da. Zic că poți să mă ajut cu banii ăsta? Da, dar nu e problemă, îmi trebuie săptămâna asta. Cristi, dacă îți trimit. Bine atunci, bă, mi-a zis mult, adică vă mulțumesc atunci. Mulțumesc mult. Da, mă, lasă, nu e nicio problemă, doar mi-a zis. Îți dai tu un Ferrari, mai vin Ferrari. Da, miau, miau, miau și vin la voi și na. Fac 15. Nu-i problemă. Bă, mult. Îți trimit o poză, mai târziu. Ce poză? Japonia. Bun, băi, Cristinească, băi, mulțumesc mult de ajutor și vă trimit contul. Mulțumesc mult. Hai. E la baie. Bine, hai, ne auzim. Hai cum o sunt cineva, Cristinească. Hai că îți dai eu contul meu, da? Ah, da, bine. Acum, hai că vă fac acum și vă trimit. Hai cum să... Bine, hai, ne auzim imediat. Hai, mulțumesc. Hai, pa. Bă, toată lumea mi-a ajutat, frate. Azi e zi norocoasă. Ce e azi? Ca să mă notez în calendar. Băi, mai sunt o persoană. Dacă tot am norocul să la bani, să vină bani măcar. Pe cine să mai sun? Stai așa. Sunt un băiat acum. Eu nu sunt Lucian. Cruceanu, Ionuț. Da, Ioane, dacă nu-mi dai bani, Ioane, nu se poate să mai ieși tu bani. Hai să vedem. Ionuț Cruceanu. O, salut, Ioane. Salut. Ce faci? Vezi că nu prea te aud bine. Ai semnat, nu prea, nu te aud încet, așa, te aud încet tare de tot. Dă-te și tu undeva la semnat, să te aud mai bine. Urcă de pe casă. Du-te acolo, la recolta tare, sus. De afine. Du-te la afine acolo. S-a uscat, gata, ți-ai făcut stocul. Nu, nu merg așa de la... Dă din un pământ cu un pH scăzut, știi ce? Păi și cum ți-ai dat tu seama de chestia asta? Adică, na, ne-ai făcut multă producție, sau? Nu, zic de afin, dar smeura mea. A, tu stai că tu ești cu smeura, eu afinile mă gândeam, da, mă. Smeura, da, bravo. Afine ai puține, da. Băi, da, stai bine acolo. Sper să-ți meargă pe viitor mai bine, afacere. Să meargă ca lumea, adică, da. Uite de ce te-am sunat, Ioane, am o problemă. Mă asculți, e? Ascult. Te ascult, ce să fac, da, ziua. Am și o nevoie de 100 de euro, dacă poți să mă ajuți.
Poți să mă ajut dacă poți, nu e, acum na, dacă poți să mă ajut, mă ajut, dacă nu, nicio problemă. A, păi, bă, mersi mult, da, nu mă gândeam, da, am zis că poate na. Știi cum e, dar am zis, băi, apes la, la Ionuț că știu că e, a? Nu, 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 trebuie mic, am făcut o problemă, am o problemă și trebuie să mai strâng niște bani, am mai cerut și duc ăștia la câza și na. Și am o problemă, știi, și trebuie să strâng o sumă de bani și na. Și am zis, na, am zis, apelez și eu la... Ha? Nu, trebuie să-mi trimiți, Ioane. Găinile. Lasă, Ioane, că ăstea fac bani, fac ouă. Păi, poți să-mi trimiți săptămâna asta luni sau când poți? Să-mi trimiți 100 de euro prin Easter sau... Marți la Focșani? Ah, bine, bine ăsta, Ioane, bine. Dacă poți, marți să-mi trimiți. Dacă îți dau numele și ăsta, să le duci acolo, adică să le faci acolo. Să... Ce trebuie? Numele și buletin, date de pe buletin sau ce trebuie? N-am idei. E, bine, hai că vorbim atunci. Bă, mersi mult atunci. Că... Da. Mersi mult și ți-i dau în două săptămâni, ți-i dau înapoi. Cam așa, maxim 200. A. A, bine, Ioane, mersi mult de ajutor. Hai, te sun eu de astea, să dau datele. Bine, mersi, salut, baftă, mai bine. Bă, mi-a dat și Ion bani. Ce să mai zic? Spuneți voi, dacă nu am prieteni de valoare. Așa, și acum vreau să mai sunt câteva persoane. Să sunt pe Ionuț Beldi. El e cu Florinel la un loc acolo, el muncesc la aceeași loc de muncă. Dar așa că Florinel nu știe despre ce e vorba, el a zis că mă ajută, ca să-i cer și lui colegului de celulă. Să vedem ce zice. Oricum, Ionuț e prieten bun cu mine, dacă nu-mi dă bani când am nevoie. Salut, frate, ce faci, frate? Stau în parte, frate. Stai în parte, ești obosit, da? Lasă-mă, permisiune de... Bă, dublă. Lasă-mă. O viață ai, sunt dracu, o dori. Ce? O zic, o viață ai. Și pe asta o dori. Da, păi. Câteodată mai e nevoie să mă ajut doar ce? Băi, ce am zis? Am zis să strâng și eu niște bani, am nevoie de niște bani. Că l-am sunat și pe Florinel, l-am sunat și pe Florinel. Și am și eu nevoie de niște bani. Dacă poți să-mi dai și tu câțiva acolo. Da, am zis că am găsit o mașină și na. Trebuie să mă duc după ea și îmi trebuie niște bani. Da. Vreau să-mi iau mașină, nu știi că vreau să-mi iau mașină, știi? Și nu am mai vorbit de mașini. De mașini, vorbim zilnic. Și na. Și... Băi, de la tine nu vreau mult, îmi trebuie și mie, că n-ai seama că trebuie să-mi scriu mașina și astea și îmi trebuie acolo sumă mai frumos și că... 500 de euro, dacă poți să-mi dai și tu. 500 de euro? Da. Da, o să trebuie să fac de toată sărăția mea. Știu că e greu la tine acum cu banii, dar ți-i dau înapoi, maxim o lună și un pic, o lună jumătate ți-i dau înapoi. Fac ăsta, ți-i dau. Băi, dacă ai, dacă nu ai, ai ei, nu. Au. Că... Îmi dă Florinel, că cer la el, că Florinel e... Florinel e boss. Florinel e bancher. Băi, dacă... cum îți trimite el? Băi, el a... În cont, cum el mi-a trimit în cont, a zis.
Dar vorbești cu el și dai lui și mi trimite el mai pe toți, știi? Îi dai lui mai bine. Da, mă, dacă vorbesc eu lui. Băi, dar dacă poți, frate, dacă nu, aia e, dacă nu te lași pe tine și îmi dai mie, știi cum e? Păi asta zic, dacă nu cer la frate, atunci la cine să cer frate? Zic, îți dai seama, că n-am la cine să apelezi dacă nu apelezi la frate. Și am zis, băi, trebuie să mă ajute. Dacă nu mă ajute fratele meu, atunci cine dracu să mă ajute? Te-ai dus, te-ai văzut. Băi, mersi mult atunci. Păi, rămâne să vorbim, îi dai lui, adică, da, îi dai lui Florin el și... Oricum, da, ți-i trimit înapoi. Vorbești cu el și... Ai, că vorbim, te văzut eu după. Mâine vă spun ca să vă zic cum asta, că e pe luni, așa îmi trebuie. Păi, astea sunt, sunt. Bun, boss, atunci. Hai, mersi mult. Hai, pa. Hai, baftă. Băi, și ăsta mă ajută. Oricum, eu știam că mă ajută, adică mă așteptam. La Florinel și Ionuț Bielde mă așteptam, adică... N-avea cum să mă refuze, na. N-avea cum să putea să mă refuze, dar știu că mă ajută. Băi, vreau să sun. Pe un văr de-al meu, văr. E văr mai pe departe, dar e văr. Pe Michi, dar niciodată nu-mi răspunde. Dar dacă nu-mi răspunde acum, ia să vedem, văd că e online. Asta știu că nu-mi dă. Dar sun. Știu de acum că nu-mi dă. Îi cer 200. 200 de euro, ce? 200 e mult, 100 de euro, ce? Că el nu lucrează nimic. Hai, Michi, răspunde. Să vedem. Îmi dai și mie niște bani. Ești văr cu mine. Ești prieten cu mine. Ești de toate. Dar niciodată nu răspunde. Eu nu răspund nici dacă... O spune așa, să-l întreb ce faci. Dar acum... Ce-o șansă. Michi, ai pierdut ocazia. A, scape de tu la mine, Michi. Nu răspunzi. Așa. Băi. Să văd ce zice blondul meu. Îmi dă și el niște bani acolo. Adică eu cred că îmi dă. Care e el așa, dar are suflet bun blondul ăsta. Ia să vedem. Hai blondul, le răspunde. Nu răspunde. Stai că o pun pe mână. Hai, blondul, îi răspunde. Die gewählte Nummer ist nicht vergeben. Nu răspunde, nu mai sunt. Cam asta a fost. Poate o să mai fac și alt vlog și o să mai sunt câteva prieteni, că am sunat destui, am făcut rost de bani de care aveam nevoie și am să revin cu alt vlog, o să mai gândesc la ceva de genul, la chestii de astea, o să fac și niște provocări, dar pe viitor. Așa că ăsta a fost vlogul de astăzi. Ați văzut prietenii mei, chiar țin cu mine, mă ajută. Am bază pe ei, la o problemă, i-am sunat și s-au umplut masa de bani. Așa că le mulțumesc și ne auzim la următorul vlog. Nu uitați să dați like, subscribe și share și să aprindeți clopoțelul. Ca să vedeți toate vlogurile mele, să fiți la curent când postez, să fiți acolo primii care vedeți vlogul. Așa că ne auzim data următoare. V-am pupat, pa!